aveai curat de ce, zici ceva, mă? Înainte când îi spuneam nu Piranda și nu asta la asta, că dacă ziceai ceva și îi spunea Toma, nu, directoare, era a doua zi, nu mai erai, zi tu, bă, Gigel. Da. Bine? Era afară, da. Zicea de mâine asta nu mai vine. Și nu mai veneai. Da, afară. Mă, da, era și acum... Eu aveam dreapul, eram copil și munceam în amestec de ăla și făceam atâtea tone de cauciuc. Acum tu, nu știu. La presare și ăla și mergeam material și alea și n-am avut treabă nici cu Toma, nici cu ăla. Pentru că mi-a plăcut, în primul rând, și făceam treabă. Că dacă nu făceai treabă, te zbura imediat. Nu te ținea nici drept. Puteai să fii tu cel mai drept. Ai văzut câte a fost, mă? A fost și nepotă, a fost și ăla, și ăla. Reluțul, mă? A? L-ai prins tu pe Reluțul? Pe care e? Prin nepotul ăla care l-am adus alu... aici. Alu Toma? Nu, mă. Da? Al cui? Era un nepot al meu, mă. Văr. Înseamnă că nu l-ai mai prins. Era pe la Mihai, pe la Reșeapare, nu? Era la Mihai. Când și-a prins la mâna Florin? Nu. No. Mai înainte? Mai înainte. Și când? Aia e 93. Nu mai mi-aduc aminte. Ușor. Urmă că așa. Nu mai mi-aduc aminte în ce are. Nu știu, doi fi prins dreacu tine, nu mai. Vorbea nu el, bâlbâit, așa. Păi da, mă, dar cât ți-a fost dreacule, că a fost sute. În sute a rămas. Eu mi-i tine la curierea la pilot. Ușor, bă, nu l-o mări. Omoară, mă, de la rec. Duceți vă voi înainte și îmi spuneți după aia. Când aia vă vină în coace, bine. Oprește aia, dragă, din camera, că dacă ne aude Irina, mâine ne dă afară, buric. Eu te. Uite, începe să se aglomereze și aici. Asta e până pe Gheorghe Doja. Aia e. Este. Păi ce, nu intră cu coaia? Venea taica mea cu, știi, cu... Cu brecul lui Marius, când l-a luat, îl făcuse motorul și alea, venea cu motorul fiert. Un coleg care vine de la Proiectul Albesc, la Proiectul Sport, nu știu cum.